Eu vin tocmai de la Roma. Dar cum ați fost cu partenera
Dona, toate drumurile duc la Roma. Ok, atunci să mă duc și eu la Roma. Aplauze pentru Marie și Giuseppe! Și acum invităm în scenă perechea cu numărul 2. Aplauze! Bună seara! Segur! Cum vă numiți? Mă cheamă Leana. Dar de unde sunteți? Mi-s din Sculeni. Sculeni? Da, mă, tocmai de-a clămit. Eee, și ce mai vârst tu prin Sculeni? Scule, ce să-mi văd? Doar asta la ce noi fac eu. Da, bine, hai să facem vârte și partenerul tău. Bună seara! Bonsoir, mademoiselle. Bine, bine. Hai să lăsăm franceza pentru mai încolo. Cum vă numiți? Moar și mă pe Laurence. O, Doamne, dar ce nume atrăgător aveți. Îmi spuneți și mie de unde veniți. Așa, orientativ. Sunt de la Paris, logic. O, Paris. Se romantic. Aplauze pentru perechea cu numărul 2. Invităm în scenă perechea cu numărul 3, aplauze! Bună seara! No, bună seara, maică! Cum vă numiți? Mă numesc Zofia. Poți să spui și de unde vii? Fundeni. Și cu ce vă ocupați pe acolo din Fundeni? Păi merg cu vacilii, cu oilii, cu caprilii, mai merg fi la fân, fi la iubit, fi la unul, fi la altul, că dar nu mi s-a așa urâtă. Nu ești tu, Zafiră, ești muiere faină. Bună seara! Hello! Cum te numești? My name is Sandy. Și de unde vii? Vin din New York, dragă. Și ce vânt te aduce pe la noi? E, știi și tu, gagicele astea frumoase din România. Aplauze pentru Zafira și Andy! Și de unde ești? Sunt din Milano. Milano? Și ce faci pe aici? Păi am venit pe drumul vostru. Nu vezi tu ce frumos ești? Care el? Mi-e cam greu să văd asta, că de obicei nu mă apoi la băieți. Dar să rămână între noi și tu ești cam frumos. Bine, bine, hai să se lasă mai târziu, da? Bună seara! Hai, noroc! Cum te numești? Eu-s Vasile. Și ce faci pe la noi? Vini și eu să mai ies în lume cu Elena. Dar cum te-ai venit cu ea? Tocmai aici, puză. Apoi la noi, pârțești de jos, nu sunt așa pedefe ca și la ce parteneră, faina, pe casă stau ca acasă. Bine, bine, măi Vasile, eu îți dau un sfat prietenesc. Să iei pe partenera ta de lângă prezentatorul nostru, că prea se uită la el. Aplauze pentru Giuliana și Vasile! Bună seara! Bună seara! Să înțeleg că o dai pe franceză? Oh, mon Dieu, je suis un peu français! Hai, gata, gata, gata cu franceza, că deja le prea prietenim. Sunteți ceva mai serioase. De unde veniți și cum vă numiți? Mă numesc Denise și vin din orașul iubirii. Care orașul iubirii? Doamne,
niciodată, iubită. Bună seara! Bună seara, bună, fiți sănătoasă! Sănătoasă sunt și bună la fel, dar pe dumitale cum vă cheamă? Eu mi-s Ion din Concertarea. Îmi pare bine, Ion, dar cum de tu cu Denis? Nu înțeleg. Eee, acum știi? Înțeleg, înțeleg, dar știi totuși, eu am prieteni, așa că las-o pe altă. Aplauze pentru Denis și Ion! Aplauze! V-a plăcut mă vocii noștri? Nu vă aud! Haideți să-i susține cu niște aplauze! Și acum invităm vă vocii în culise! Perechea cu numărul 1, aplauze! Perechea cu numărul 3, aplauze! Perechea cu numărul 4, aplauze! Perechea cu numărul 5, aplauze! Perechea cu numărul 6, aplauze! Ai văzut câți susținători sunt? Foarte mulți. Am pregătit o surpriză pentru dumneavoastră. Sunteți curioși? Nu, Paul! Ce da? Ce da? Hai să mai ținem un pic în suspans. Ține suspans, dar hai! Nu știu cum să intră. Ia, hai odată să ne spune. Un pic? Hai odată. Sunteți curioși? Valorul lui! Să intre în scenă! Lucian! Budaș! Aplauze! Bună seara, Elia! Bine v-am găsit! Am puțină galăcie pentru Bobocie! Hai să vedem aici, mâna sus! Cine ascultă folclorul și iubește folclorul! Mai bine, părinte, te văd degeaba, că de sus nu vine nimeni. Mai bine, lasă liber banii din
că banii în biserice le aduce omul prost. Sărac polonicios, în zărată de matare, se n-ai trebuit să reasă pe mesele din spitale. De animale, conștiințat pe se pare, se pare că tu nu mai ai, dar în ce să faci să pare? Tu orbi de pară, lași pe țipă român prost. Te refer la un cinte catofor, pentru el e o chestie banală, fiindcă are cap, are pline, are școală, are asul pe mână. Cărțile îl ajută când pune mâna pe cărți, lumea rău ne mută. Cărțile au terminit, eu extensia corpului, pentru el sunt cheia succesului, propriul lui suflet. Își adică energia, îl transforma o metaforie, dar n-ar fi mea cărțile de fapt mai bun, mai inteligent. Cărțile de fapt manipulate, evident, indiferent la răutățile din toate părțile, să fii putem trebuie și le ești cărțile. Auzi, stai, stop, stop, lasă așa. Aici. Se vorba la intrarea de refrenul ăsta, nu știu dacă l-ați auzit. Și zice așa. Se zice rău de noi, dar cu jumătate de gură. Problemele de clasă pline, clasă este. Așa că sâmbă, dace și sâmbă, face. Și acolo nu pleacă niciodată și acolo se... Ce? Ia auzi, stai puțin acolo să sune tare. Tare și... Deci lucru mai serios. Dacă toate ai cunoscut pe băbuci, haideți să vedem cum decurge o zi din viața unui cuplu. Sunteți curioși? Ia de șmioasă. Puțin, poate am și eu ceva de învățat din asta. Să înveți. Să intre în scenă Marie și Giuseppe. Aplauze! Din fântână reprezintă dorințele turiștilor care au fost pe aici. Vino să-ți dau o monedă ca să spui o dorință. Dă, Doamne, să fie soare, să poți să fac rumpii și cucuruzul. Mie, amor, vino să facem o selfie ca să trimitem prietenilor. Așa să stau mă pace. Aici, la cameră, bela la gața. Nu, mi-a mor, sunt piatra de la fantana. Ce să stăși, mă? Pietre aparții fântânii, nu le putem lua. Mi-a mor, uite o bancă. Așez cu plasticurile astea aici. La mine le punem băncile din lemn și cu fier. Eu nu mă așez cu așa ceva. Mi-a mor, mai să ne așezăm. Baci, ce doamnă, mi-a mădușeaș. Mi-a mor, la ce ești la Roma? Nu, las-mă, mă bage, că tot mecanii la mine e pure. Nu vrei să vizitezi și Colosemul? Nu bine soarele meu, dar înainte să plecăm, trebuie să-i salutăm și popolul ăștia, că eu ce mulțumesc. Salut, sănătate, numai bine, noroc la toată lumea, dar stai mă, că nu-i salutai pe tăți, stai mă! Aplauze pentru Marie și Giuseppe! Cum s-au descurcat? A plăcut? Pum, așa, hai! Ai văzut ea? Giuseppe dus-o pe Marie la Roma,
Am văzut. Și tu, pe mine unde mă duci? Chiar vrei să zic? Da, spune, să te audă toată lumea. Hai, nu vreau să zic, acum toată lumea vrea să te duc. Ți-e rușine? Nu. Și atunci? Dar mi-e rușine. Hai să zic, totuși. Știu unde vrei să te duc. Unde? La mine, la coaja, bă! Și acum să facem cunoștință cu cel de-al doilea cuplu. Să intre în scenă, Leana. Și Loros. Aplauze! Jesse un garçom serios. Serios? Tu serios? E serios pe naiba. Tu niciodată nu e serios. Dar ce temi, Leana mea? Je, nu se va mai repeta această situație. Să înțeleg că mă înjug și o dai pe franceză cu mine? Nu, dar ce temi? Dar când te-am luat de la măta de acasă, și tu mă iubeai? Sau nu era așa? Te iubeam, dar dacă tu ai întârziat și la prima noastră întâlnire, ce să mai iubesc? Ce regret foarte mult, mormazel. Hai, lasă-mă, nu regretele tare. Și mă, pacici, domnie, m-am săturat și eu de restaurante de lux. Vreau și eu perișoare, mămăliguță și o țărămină acces tângătă. Dar, moșe, așa e de debătată. Îs mereu așa, cine-i să mă stângă dacă tu întârzi mereu? Oh, mon Dieu, je insist să mă iert. Da, te-o iertam, mai pace. Dacă spui că ce-mi zice vreo astăzi. Mulțumită! Tu îți bagi joc de mine? Nu, nu, haide să-ți arăt că poți să strâng și altceva, nu doar lumina. Nu, hai mai pace! Aplauze pentru Leana și Loros! Am uitat, tu n-ai avut parte de prima întâlnire. A doua oară care... Bine. Invităm în scenă cel de-al doilea cuplu. Să intre în scenă Zamfira și Andy! Aplauze! $1,000 pe Adidas. Lasă tu opinșirii și pune mâna pe sapă. Ani, chestia ce spui tu este scumpă? Ia auză el, haini, da, haini treaba lui. Ani, eu nu ating chestia aia. Tu nu vezi cum sunt îmbrăcat? Cu haini ești îmbrăcat, doamne, cu șai vrea să fii îmbrăcat. Da, haini, sacou de $3,000, pantaloni de $1,600 și Adidas de $1,000. Și tu vrei să ating chestia aia de unde? Hai, țâmpă sacoul ăla jos de pe tine și ia-ți închișoare și la pieia. Jesus Christ, how I look? Acolo la fund de numai hainele rupte sunt la modă. Hai, lasă tu moda și vrei și ajută-mă la ales de grup.
adică pu. Ce mă? Puce? No, dacă puce, hai să-ți arăt eu așa ceva mai puce. Aplauze pentru Zamfira și Andy. Aveți un cam minunat. Jură să vei că ascultat. Puce? Ce puce, Ovidiu? Dacă zic, după aceea te superi. Eu zic să nu te dea la uși cu mâna goală. Da, bine, cum zici tu? Și acum invităm în scenă pe Giuliana. Și Vasile. Aplauze! Aplauze! Tătă ziua mă mor cu lucru și tăi ce ăștia vă trai faci la nebună, vă plac. Ce să fac? Nu vezi că lucrurile ară? Tu de unde crezi că apar păpucii și jențile tale? Crezi că vine Moș Crăciun cu ele? Am găsit una pe la stupenda geantă. Mi-o iei! Hai să-mi bag! Iară să duc banii mei de rapia. Dar ce-ar fi să lucrești tot țărăși, poate ți-o lua și geanta. Ei, o să muncesc! Tu pensi că unghiile astea se fac sole? Mama mia! Pune mâna pe grecă și dă-i, că nu-ți pică nimic. Bene, Vasile, bene, pentru geanta aia o să încerc. Și dacă nu-mi iese, o las bată. Iar, fii atent asta. Tu ce crezi că faci așa? Tu-ți bagi joc de mine sau habar n-ai? Vai, dar ce-am făcut? Arată-mi tu cum se face. Eu tot ți-am arătat, dar văd că nu se prinde nimic de tine. Bine, Vasi, bine, dar să știi că ne supărăm. Dacă ne supărăm ce? M-a supărat de fițele tale. A, da? Atunci o să plec la mama în Italia. Crezi că mă interesează de grebla ta? Eu sunt o fată stilată. Nu-s făcută pentru viața la țară. Nici pe mine nu mă interesează de janta ta. Ia ce și duci odată. Atunci la mei cu mata și cu grebla. Asta mă nevastă, că vin și eu în Italia, că mă sătruai și eu de grebla. Aplauze pentru Giuliana și Vasile! Sider, mi-e și mie o geantă! S-a fi să nu zici aici. Spune-mi! Toa, iară să duc banii mei din banan și biscuit! Nu fac aceste bani o nebună, vă plac! Mai bine zici banii lui Taicu! Hai, gata! Să intre în scenă Hailey! Și Dorel! Aplauze!
frumoasă din cuptor, pentru că ești fierbinte rău. Oh, baby, ce sfid ești tu! Nu, nu, eu chiar vorbeam serios. Ești atât de fierbinte că nu se încimpă lumea. Seriously? Hai că deja devine. No, hai tu că te las, oricum am mult de lucru. Bine, bă! Nu-mi vine să cred ce impolite este. Chiar credeam că suntem făcuți unul foriceală. Tu, nu știi încotro să ajung la inima numai tale. Pentru început, s-a fost pe direcția mall-ului, iar mai spre seară, spre club. Mall? Ce mall tu? În afară de Petrom, Dacia mea nu mai văzut altceva. Oh my God, Dacia! Ia și tu un Audi ceva, că așa se poartă. Audi, Audi, dar de văzut nu prea vede. Da, lasă, baby, ziceam și eu așa. Auzi? Dar tu ce carte citești acolo? 50 Shades of Grey. Ah, eu știu cartea aia. E foarte bună. N-ai vrea să vezi cea mai detaliat? Dacă tu zici... Aplauze pentru Heli și Donel! Cum s-a vezi un cart? E bun sucul, mă. E bun sucul. Se vede că ai citit cartea. Da, am citit-o. Las că ți-o prezint mai detaliat în culise. Cu siguranță. Chiar vrei? Nu, așa-i? Să facem cunoștință cu ultimul cuplu. Denis! Și Ion! Aplauze! Bonsoir! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el, să nu-l părăsă singură, la? Meu! Vezi iubirea mea de aia te iubesc de pe tine. Bonsoir, monsieur, je suis... Femeie, unde este sui? Ion, potolește-te! Arătați minunat în această seară! Vai, mulțumesc mult! Bă, dar tu chiar așa trebuie simțit tine, te dai la nevastă mea de față cu mine și tu ce îi mulțumești? Dragă, așa se face, potolește-te! Aveți nervale la noi? Nu, am venit la doi cocoși, dar m-am gândit să le fac o surpriză și să vin la voi. Normal, ca... Dragule, hai mai bine să ne așezăm. Bine, Leo! Ion, ține-mi scaunul. Adică ce-i rup? Nu e rup, drag, așa se face. Hai, fie educat. Îl mai ții mult, că mă doare mâinile. Mă jos și mă rog să mă așez. Hai, rogu-te, așează-te. Măi, Ion, toată lumea mă întreabă ce văd eu la tine. Și tu ce le răspunzi? Că nici eu nu știu. Ai tu un quelque chose, un je ne sais quoi, un ceva. Un ce? Înainte să comandați de mâncare, dă-i ceva de băut? Un vin astea de prună. Ion, e un restaurant de 5 stele. Cere și tu ceva mai select. Să fie cristal? Nu, pahare de plastic. Normal că cristal, că la mine la bucătă e sticlă. Adune un rosé, mă, să... Bineînțeles. Doamne, cine m-a pus să-l aduc cu mine la Paris? Înainte să vă întreb de mâncare, supați? E, supărați. N-am ce-o tănină așa puțin, dar ne revenim. Bun, felul tu-i vrei? Nu, cu pui ce aveți. De, dragule, specialitatea bucătarului, pui cu pene. Pui cu ce tu nevastă, hai acasă, să-și vă ajut de noi. Te rog frumos să te așezi, fii că mă faci de rușine unde mergem. Penele sunt un fel de paste. A, atunci pui cu pene să fie. Și domnișoara? Și domnișoara. Nesimțitule! Tu nevastă, stai! Aplauze pentru Denis și Ion! Liber, așa faci tu când ești în oraș. Ei, nu chiar așa! Nu, tu faci mai rău. Of. Aplauze pentru bobocii noștri!
tutti! Cum vi se pare viața de cuplu? Da, nu li se pare. Și acum să vedem cum se descurcă bobocii noștri la dans. Oare sunt pregătiți? Haideți să-i încurajăm cu niște aplauze! Și acum invităm bobocii în scenă să-și ocupe locurile la dans. Muzica!
Juru, sper că ați cumpărat X sau 0, cum e? Așa? Și acum invităm popoci în culise, perechea cu numărul 6, aplauze! Perechea cu numărul 5, aplauze! Surpriză pentru dumneavoastră. Hai să mai ținem puțin în suspans, ce zici? Hai să mai ținem. Hai să nu ne bat. Să intre în scenă... Trupa! Mistic! Aplauze! Să intre fantomele! I am a kiss, you already know.
V-au plăcut pe care la Misti? Băieților, v-a plăcut? Ție ți-a plăcut? Da, se mișcă bine. Dar ție? Da, e ok. Mă bucur. Și acum invităm popocii pentru a-i cunoaște cu adevărat. Se invităm? Normal. Oare să ne invităm? Da, bine, hai să invităm. Aplauze pentru popocii noștri! Să intre în scenă! Bereca cu numărul 1! Aplauze! Sara, bună! Bună seara! Cum te numești? Mă numesc Denisa Peligrad. Denisa Peligrad. Câți ani ai? 15 ani. Mulțumesc! Ce? Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Ai emoții? Un pic. Un pic. Un pic mai mult sau un pic mai puțin? Un pic mai mult. Bine. Crezi că o să găsi ceva la acest bal? Rămâne de văzut. Acum o să-ți adresez o întrebare. Tu știi cum s-ar numi Eminem dacă ar fi rap în Ungaria? Nu știi? Încă două secunde. 1, 2. Știi? Eminentul domn. Aplauze pentru Denisa! Ciao! Ciao! Cum te numești? Etiano, ți-am spus. Și de unde vii? La Sârg. Ai ceva susținător de la Sârg? Să vedem. Aplauze pentru Ionuț! Pot să te întreb și eu ceva? Sigur. Știi de ce nu se aruncă teroriști în aer? Pentru că nu iau chestii arunci în aer. Aplauze pentru Denisa și Ionuț! Cum te numești? Mă numesc Petronela Pătuian. De unde ești? Din Gotatea. Gotatea? Pe unde e aia? De Ilia mai încolo. De Ilia mai încolo. Bun. Ai ceva susținător? Sper că da. Aplauze pentru Petronela! Poți să te întreb și eu ceva? Desigur. Desigur? Tu știi care e mașina preferată a unui moldovean surd? Audi. Audi, că auzit din public. Aplauze pentru Petronela! Bonsoir! Bună seara! Cum te numești? Ionuț Han. Și de unde vii? Din Zab City. Zab City! Aplauze pentru Zab City! Tu știi ce îți dorește un boschetar de la viață? Legume. Un leu. Aplauze pentru Petronela și Ionuț! Invităm în scenă Bereca cu numărul 3! Aplauze! No, bună seara, maică! Cum te numești? Iasmina Sima. Fata lui elegantă, nu? Da. Da, așa te vedeam elegantă și pe tine. Câți ani ai? 14 ani. 14 ani. În ce clasă ești? A noua a real. A noua a real. Îți place matematica, nu? Da. Da sau da? Da. Da, mai puțin. Tu știi cum s-ar numi turnul Eiffel dacă s-ar dărâma? Păi nu cum, tu știi? Turnul de fel! Aplauze pentru Iasmina! Hello! În seara! Cum te numești? Roberto Ghivan. Și ce îți place să faci în timpul liber? Să joc fotbal. Tu știi cum se numește mașina ta?
Iris de... Nu știu. Mercedes. Aplauze pentru Iasmina și Robi! Ciao! Bună seara! Ce faci? Bine, tu? Uite, am venit să prezint balul. Cum te numești? Madalina Bistorca. De unde Visca ești? Visca! De la Visca! Aplauze pentru cei ce sunt de la Visca! Doar ce sunt de la Visca. Ce faci aici la bal? Am venit să câștig. Ce să câștigi? Mistul! Ce mis? Mistul! Ah, misul ăla de acolo ce-a fost, nu? Ah, bravo! Ai ceva susținător? Da! Aplauze pentru Madalina! Hai să întreb și eu ceva. Tu știi de ce aleargă blonde după ce se spală pe cap? Liniște, mă! Habar n-ai. S-a spălat cu wash and go. Hai, noroc! Bună seara! Cum te numești? Pitic Sebastian. Și câți ani ai? 15. Mulți înainte. Îmi spui și mie care e materia ta preferată? Sport. Bravo, bă, bravo! Presim că o să ai media 10 la sport. Aplaud! Nu știi de ce merg polițiștii cu apă în portbagaj? Nu. Ca să nu ne moară sirena. Aplauze pentru Madalina și Sebi! Să intre în scenă, perechea cu numărul 5. Aplauze! Hai! Nu, nu vii cu tine niciodată. Da bine, bună seara! Bună seara! Cum te numești și de unde vii? Câmpul Sudur. Cum te simți în această seară? Mai mult decât perfect. Băi, nu sunt la română. Perfect compus, perfect simplu. Mă simt bine. Mă simt super. Da. În ce clasă ești? A9B. Roman sau real? Roman. Bine, mă bucur. Ai ceva susținător? Bineînțeles. Bineînțeles că ce? Da. Că care da? Aplauze pentru Alexandra! Tu știi de ce le... Tu știi de ce te arde fără să fie cald? Tu știi ce te arde fără să fie cald? Soarele? Nu, arde iute! Aplauze! Bună seara! Bună seara! Cum te numești? Fabius Floroiu. Și crezi că vei câștiga ceva în această seară? Eventual, într-o parte drăguță din sală. Aplauze pentru Flaviu! Tu știi cum să cucerești o găină? Faci curte. Aplauze pentru Alexandra și Flaviu! Nu spui de pe? A, de pe. Bună seara! Bună seara! Cum te numești? Andra Sas. Ce faci? Bine, tu ce faci? Bine, știu. Crezi că o să câștigi ceva în această seară? Să sperăm. Să sperăm că ce? O să câștigi. Să sperăm, că nu. Aplauze pentru Andra! Fii atent. Atentă. Tu știi ce se poate găsi într-un buzunar gol? Nimic. Tu știi? Da. Ce? Nimic. Nu, o gaură. Aplauze pentru Andra.
sănătos. Seară lui și bun la fel. Cum te numești? Oprișa Ciprian. Și cum te simți în această seară? Minunat. Ai ceva susținător? Cred. Haideți să vedem cine îl susține pe Cipri. Ăla eu. Tu știi care e ziarul preferat a unui pușcăriaș? Revista. Ce? Nu, ziarul Libertatea. Aplauze pentru Andra și Cipri! Și acum vom vedea cât de deștepți sunt bobocii noștri. Invităm în față pe Denisa și Ionuț. Aplauze! O rugăm pe colega noastră Roxy să vină cu bolul. Fiecare dintre voi veți extrage un bilet. Acest bilet conține două întrebări de cultură generală și una capcană. Veți citi întrebările cu voce tare și ne veți da răspunsul corect. Numărul de pe bilet, te rog. Citește, te rog, întrebarea. Când a început primul război mondial? Când a început? A ce? Că lumea nu știe ce înseamnă. 1914. Aplauze! Răspuns corect! Câte ore sunt în 3 zile? Pe 72. Aplauze! Răspuns iară corect! Ce crește mereu și nu coboară? Un foc. Mai te lasă să te mai gândești. Si. Nu, vârsta, aplauze, răspunde și. Citește și tu întrebarea cu voce tare. Care este sinonimul cuvântului senectute? Ce? Răspuns corect! La bătrânețe. Și la a doua întrebare? Care este cel mai rapid animal de pe planetă? A. Ghepardul. Aplauze, răspuns corect! Și la ultima întrebare, care crezi că e răspunsul corect? Câine fără picioare. Cum se cheamă un câine fără picioare? Câine fără picioare. Nu, nu-l chem, pentru că n-are picioare. Aplauze pentru Denisa și Ionuț! Jurul, sper că ați mâncat și mie mica foame. Invităm în față pe Ionuț și pe Petronela. Aplauze! Roxy. Numărul tău este? 8. 8. Citești? Da, citește. Câte laturi are un trapez? A, 3. Răspuns greșit, 4. Da, la persoană de matematică. Acolo, da. Cea a doua întrebare? Cum se numește galaxia noastră? B, Calea Lactee. Răspuns corect, aplauze! Cea a treia întrebare? Un fermier avea 15 ori. Toate au murit mai puțin 8. Câte ori are fermierul? 7. Sigur? Da. Ai spus greșit. 8. Toate au murit mai puțin 8. Aplauze pentru Petronela! Citește și tu întrebarea cu voce tare. Cum se numește punctul cel mai adânc al Oceanului Pacific? A. Triunghiul Bermudelor. Răspuns greșit. Era Groapa Marianelor. Da, lăsați geografie. Aici, cu noi. Și cea de-a doua întrebare? Care este a treia planetă de la Soare? B. Marte. Greșit.
Greșit, era Tera. Da, presa de geografie, te gândesc pe voi. Și ultima întrebare. Care este diferența dintre 1000 de urși albi și unul alb? Nu este nicio diferență. Diferență, scădere, 999. Aplauze pentru Ionuș și pentru Nela! Invităm în față pe Iasmina și Robei! Aplauze! Roxy! N-ai ajuns la bord, ha? Numărul tău este? 5. Da, așa cum poate, vezi? Citește întrebarea. Două cuvinte care se scriu identic, dar se pronunță diferit, se numesc... A, omofone. Răspuns greșit. Omografe. Da, mi s-a de română. Trompa lui Eustachio face parte din... Răspuns corect, aplauze! Un american care trăiește în Florida poate fi înmormântat la New York? Nu, pentru că încă trăiește. Răspuns corect, aplauze pentru Afina! Citește, te rog frumos, întrebarea cu voce tare. Bravo, ce Afina. Sunt piramidele egiptene? Mormintele. Răspuns corect, aplauze! Cea de-a doua întrebare? Cine a fost cel mai mare fotbalist român? Gheorghe. Aplauze, răspuns corect! Și la ultima întrebare? Câți pitici avea cenușăreasa? Cenușăreasa nu avea pitici. Aplauze pentru Robi! Aplauze pentru Asmina și Robi! Adelina și Stevi. Roxy. Numărul de pe bilet este? Numărul de pe bilet. Ține, te rog, întrebarea și dă și răspunsul corect. Pisca, au zis, da? Azi că nu pisca. Beijing. Răspund greșit, Tokyo. Nu știe ce înseamnă Beijing. Ai bare? Câte litere are alfabetul de latin? 31. 31, răspuns că corect. Nici eu nu mai știam. Ce nu se topește, dar e un mereu? Limba! Aplauze pentru Mădălina! Citește, te rog frumos, întrebarea. Câte cazuri are substantivul? A, 5. Aplauze, răspuns corect! Cea de-a doua? Ce ocean s-a scufundat Titanicul? B, Atlantic. Răspuns corect! Aplauze! Un călăreț intră într-un sat pe vine, stă două zile și pleacă tot pe vine. Cum a reușit? Pe cale îl chema vine. Răspuns corect! Aplauze! Ăsta le-a făcut acasă! Aplauze pentru Mădina și Sevi! Invităm în scenă Alexandra și Flavius, aplauze! Roxy! Unu! Roxy! Zi-o, tatăl, mă rog, zi, că mă iubesc!
Doi. Iar îți dau la pământ. Știți, te rog, întrebarea? Care este cel mai înalt vârf din România? B. Moldoveanu. Răspuns corect, aplauze! Da, să ajung la fie. 2. Cine este pe bancnota de 500 de lei? C. Mihai Eminescu. Aplauze! Ai văzut că la mine e impresionat, ha? Ai văzut? Și cea de treia întrebare? Ce intră de trei ori în femeie? Litera E? Aplauze! Ai văzut aici, nu? Deci, te rog frumos întrebarea. Care a fost capitala Daciei în vremea lui Decebal? Ce? Salmi Segetuza Legea. Aplauze, răspuns corect! Care este mâncarea preferată a unor spada? B. Bambus. Răspuns corect, aplauze! Unde au femeile părul negru și greț? În Africa. Aplauze pentru Alexandra și Flavius! Invităm în față pe Andra și Cipri! Aplauze! Rosi! Da, Simpa, ce se treabă cu ei? Roxy, numărul este? 10. Iar-ți doamne. Gata, am găsit. Citește întrebarea cu voce tare. Cât face 2 plus 2 o 0 plus 2? Ce? 4. Aplauze, am spus corect. Care este țara de origine a campurilor? A. Australia. Vă spus corect. Aplauze. O pasăre se întrebe până în vârful unui cocotier. Cine ajunge prima la banane? Cocotierul nu face banane. Răspuns corect, bravo, bravo, 10, 10. Citește, te rog frumos, întrebările. Care este denumirea și științifică a fărului piciorului? A. Tibie, B. Gez, gleznă și C. Genunchi. A. Tibie. Răspuns corect, aplauze! Câte continente există pe Pământ? A. 5, B. 8, C. 7. B. 8. Spus greșit, erau 7. Câte știu eu? Câte animale a luat Moise pe arca lui? Și n-am, nu mai nimic aici. Nimic. Era arca lui Noe, nu a lui Moise. Aplauze pentru Cipri și Andra! Aplauze pentru toți bobocii! Jurul pe că ați mâncat? Bă, ce că ați mâncat? Ați mâncat, ați băut? Ce vă pasă, bă? Și acum invităm în față perechea cu numărul 1. Aplauze! Băgăm pe colega noastră, Andrada, să vină cu bolul. Acum am pregătit o probă surpriză pentru dumneavoastră, adică nu pentru dumneavoastră, pentru boboci. Să vedem ce avem acolo. 1. În această probă, amândoi veți fi legați la ochi și trebuie să ghiciți obiectele care sunt introduse într-o cutie. Rugăm colegii noștri să vină cu recuzita. Să vină cutia, să vină masa. Legați-l loc, vezi că telefonul meu aici. Hai mai uite, leagă la ochi, să nu bată. Invers. Așa, bun.
O să introduce niște obiecte în cutie, să ghiciți. Fata să vină dreapta și băiatul stângă. Hai cu mine! Împingă pe mine, nu mai ridic. O să stați fiecare cu mâna întinsă, băgați în gaura asta, atât tu! Bun, acum o să introduce niște obiecte. Să vină obiectele. Să pun la fată sau la băiat? La fată? Vedeți? Vezi ceva? Nu. Nu vede nici. Cade? La fată cade. Strânge-o, poate... Aua, zi, aua. E da. Și acum să introducem obiectele. Țipă mâna pe. Țipă mâna. Oh, hai trebuie să spui ce este acolo. Zii, fratele, ce e aici? Avocado? Stop! Lasă! Zii ce e aici? O țâță. Aplauze pentru Ionuț! Hai să iau țâța înapoi. Dă să mai ne bag altceva. Avocado? Nu. Hai că mai îți bag ceva. Bagă mâna. Op, curentează. Trebuie să ghicești ce e, nu e avocado. Hai, zi, lămâie! Răspuns corect! Hai, tu știi ce e? Bătame pentru braț. Ce? Bătame pentru braț? Nu, mai încearcă! Stai că n-aș umple. Bătame? Nu! Nu! Nu, nu! Doar că-ți dau altceva! Dă-ți să mai dau altceva! Tu știi ce este acolo? Sare? Stai că acum stau. Nu. Zahăr. Nu. Nisip. Nu. Lasă, că-ți dau asta. Haci. N-ai. Țipă mâna. Ce-i acolo, mă? Stănină, știe ce știe. Aplauze. Hai, spune ce este acolo. Sare. Hai, bagă mâna. Hai să zici. Sare de lămâie. Sare de lămâie. Făină? Hai, pune altul. Două, altceva. Hai, mai încearcă un pic, mai 10 secunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Piper? Nu! Nu! Bine. Aplauze pentru Denisa și Ionuț! Bravo, deci legați-l nou, că sau lasă să mai caute. Hai să mai caut, hai cu mine, hai cu mine. Dar dă-i de-o de față, dă-i! Când vezi ochii, dă-i! Păi tu nu vezi, că e legat nou și de-aia. Aplauze! Julius Mec a ascultat. Și acum să vină Andrada, nu mai Roxy. Intră în față, perechea cu numărul 2. Aplauze! Acum băiatul trage. Dacă o tras fata, băiatul trage. Nu 5, nu 5! Ce-i? Numărul 5! Oh! Ne rugăm că aici noi să ducă recuzita. În această probă, ambii parteneri vor fi legați la ochi și trebuie să se îmbrace reciproc. Hai ce-mi place proba asta! Hai să legăm ochi să nu bată. Nu lega tare, nu lega, cu două. Hai să mă îmbrac, nu să mă pipăi. Hai, dă-mi aici pe aici. Hai mai încoace. Hai mai încoace, acum fata o să plece pe ea. Hai. Să-l îmbrace, da. Bacă pe picior. Asta nu te mai mișca. Nu te mai mișca, hai. Hai, mai dă-i haine, dă-i, mă! E frig afară! Aoleu, nu aia! Bă, faceți-i o poză și puneți pe Facebook!
Oh, bine, bine. Așa mă gândeam și eu că o să fac. Pe cap! Asta este noua tendință în modă. Da, gata, aplauze pentru nu, stai la poză, stai! Numărul 1. Acum dezbrăcați-l. Vezi? Nu vezi, așa -i? Tu? M-auzi? Ce ai zis? M-a aud. Ce să aud? Ce trebuie? Bine. Să vezi ce fain ai fost. Nu. Gata, ha!
invităm în față pe Iasmina și Robi. Aplauze! Intră mai mare. Andrada. Nu trei. Ha. Numărul tău. 3. Dia. Această probă constă într-un dans limbo, în care amândoi partenerii vor fi legați spate în spate. Exact ce-mi place mie. Haideți să vedem cât de jos se pot lăsa. Lasă, hai că tot așa aici. Lasă că ți-o dă. Hai, faceți limbo. Te strângi? Iasmina, ești ok? Nu te-am auzit. Înseamnă că ești ok. Lasă să facem. Hai. Dar faceți limbo. Hai. Și ce la limbo, nu? Hai. Băi, trebuie să vin coș. Hai. Mai cu viață. Hai, pauze. Hai, băiatul. Hai, băi, că n-ați trecut. Hai, că mai aveți. Bă, unii mei. Bravo, aplauze. Dar încă o dată, hai. Încă o dată pentru public. Încă o dată, mă. Na, ce na? Hai, ha. Ha. Ha, mă. Aplauze pentru Iasmina și Robi. Ia uita. Solo stai că puncați, nu m-am uitat și vezi. Și acum invităm în față pe Madalina și Sebi. Aplauze! Andrada! Hai băiatul, zic că nu 4. E dacă 4... Ce număr e? Dia, ce numărul ăsta? 2. Îi mor. În această probă veți mesteca fiecare dintre voi un pachet de gumă. Fata va face karaoke, iar băiatul va face declarații de dragoste cu următoarele cuvinte. Zise de mine! Hai cu guma! Nu, aș putea că e tare o să mergi. Dă-i mergi guma. Da, numai prima dată, numai la fată. Fată, na, mâncă guma. Ia cu pinta, auzi. Una, două, una, măi, ai dat una, două, una. Bagă, dă-i cu stânga, dă-i cu dreapta, hai. Două, hai că mai e până la cinci. Trei, îți place? Trei. Patru, hai ultima, dă-o brusul ei. Patru, dă-i și mie acum. Lasă mie. Știe că o să-mi dea de cura. Mersi. Acum o să fie acolo o piesă. A, citești de aici? Lasă că pune acolo, mai bine, mă. Le-am spus și fetelor, o știi? Nu stau cu spatele la pulisă. Ce tu mergi ca și jur eu? Tătă, mă, mâncă, nu mai rămânec. Hai. DJ, ești gata să... Nu? Mai pot? Dai că mai stau. Mai dă-i gum. Dă-i gum, mă. Dă-i gum. Încă una de la mine pentru tine. Și de la Fladus pentru tine, hai. Aia a fost de la mine. Hai. Și doar tu îmi dai amă și doar tu
nu mânci! Și acum, băiatul, o să mânci mai multă gumă. Stai să-ți dau cuvintele. Lasă-i zică cuvintele, mă. Soare, cer și eu. Ai uitat, nu? De fapt, zi tot de cațe dragoste, hai! Hai că am găsit niște cuvinte, hai! Din cu pește, cer, pătură, buze, ochi și drujbă. Zi, hai! În genunchi, mă! Tu hai mai încoace! Și ochii aia albaștri. Ești ca soarele de pe cer. Păcat că e noaptea afară. Haideți să-l încurajăm cu niște aplauze. Ești ca o drujbă. Ești mai bună ca și peștele. De zis. Aplauze de Iusebi, cea mai frumoasă de cate dragoste. E mai frumoasă decât peștele. Aplauze pentru Iusebi și Mădălina. Invităm în față pe Alexandra și Flavius. Aplauze! Andrada? Andrada? Salut! Numărul 4. În această probă, amândoi veți avea o portocală între frunți și veți muta o sticlă dintr-o parte alta a scenei. Bun, stai așa, că să vă explic și eu. O să stați cu două... De fapt, cu una. Hai, Flavio, stai să-ți arat. Asta e un grefi, nu e o portocală. Să stați cu... Nu cu... Așa, între frunți, o să aveți asta. Și o să mergeți până în capătul celălalt, să luați sticla de apă când mi sete și o duceți înapoi. Bine? Înapoi veți veni în picioare, nu mersul piticului. Hai. 3, 2, 1 și... Haideți să-i încurajăm! Haideți! Să luați sticla, sticla! Secunde, 10, 9, 8, 7, 6, 2, 3, aplauze! Aplauze pentru Alexandra și Flavius! Și acum invităm în față pe Andra și Cipri! Aplauze! Aplauze! Rugăm pe... Andrada! Andrada!
Eu câți bani are Gini, ne-a zis? 6. Asta îmi place, asta chiar îmi place. Și mie. În această probă, ambii parteneri vor realiza portretul unuia celuilalt cu un marker în gură. Să vină markerul și foile. Fata începe prima. Fata începe prima, dar fii atent. Uite-te. Ce foia? Bagă-l în gură și desenează. Dai mă să-ți fac freza. Păi nu și tu, mă. Tu stai la poză, la fată. Dar vezi să nu desenezi pe Dorian Popa. Băi, cât ai capul. Nu te mișca mai bine, plin, așa cum te mișcă. Ia din profil, te rog. Ai un ochi. Ne scuzați acum, melodia e pentru portrete. Gata, ai terminat? Mai ai ceva de simt, vezi că mai ai dat un păr. Ce n-a arătat la public în eserat? Nu arăta. Atât. Dar uitați-l pe Cipri. Stai mă să te vadă lumea. Stai încolo cu fața. Uitați-l, ce frumos! O să se mână ca amintire. Pe ea, dar nu pe el. Haide să-l încurajăm! Hai să văd și eu că-s curios. Ăsta știe, mă! N-ai ce! E făcut un dublu pe. Stai cu mâna așa în părți, te bine, știi? Frumos! Așa, 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 așa. A fă-i și nu ochi, mă, și gul, n-are. Mamă, ce nas mare ți-a făcut. Stai că, cred că tu stai într-o dungă. Așa. Mamă, ce-mi place, deja e de aici, bă. Băi, ești nebun? Ești nebun, bă? Nu. Nu. Da, acum să-l dăm pe Andra. Da. Sau nu pică. Aplauze pentru Andra! Poftim! Aplauze pentru Andra și Cipri! Dacă tot am văzut cum se mișcă bobocii pe un colaj cunoscut, haideți să vedem cum se descurcă pe un colaj nou. Ocupați-vă locul în scenă. Haideți să încurajăm cu niște aplauze. Aplauze! Te rog, uitați de acolo, băi. Care ești aici? Cine stai aici cu capul? Și acum, bobos, sunteți pregătiți? Nu vă aud! DJ! Muzica! Wow! Hai, bobocii, hai!
cuerpo, alegría, Macarena. Con tu cuerpo, calor, alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Pereche cu numărul 5, aplauze!
rugăm, Juliu. Faceți loc pentru Juliu, mă rugăm. Faceți loc, că vine bossul. Bossul, să știe cine-i bossul. Ce urmează acum? Hai să mă gândesc. Da, devine de la... nu. Cum vi se pare balul până acum? Vă place? V-a plăcut? Cică, ți-a plăcut? Mai avem încă o surpriză pentru voi! Încă o surpriză! Sunteți curioși? Hai să mai ținem un pic, să ne mai ținem. Așa, ținem-o și spate. Să intre în scenă! Flavius! Și Florin, aplauze! Good evening! Bună dimineața! Ladies! Doamnelor și domnilor! And gentlemen! Stimate zoie fete! Happy to be in Romania and I want to thank you. Dacă știam ce gropi sunt România, veneam cu tank. Who is this stupid translator? Cine sunt stupizilor care traduc? Politician, sir. Doesn't matter. Dă-i măsă. In England? În Spania? England. Ce prost este. În Danemarca? We have a big respect for your people. Îi respectă poporul. And I know that Romania respect us. Și vă rog, respectuos, spuneți unde România. Mr. President Constantinescu. E un mister că nu mai e președinte Constantinescu. I love from all my heart. Vă mai iubiți cu Rona Hart? All England loves you. Toată Anglia a iubit-o. Mr. Diaconescu, Mr. Dia is here. This is a go. Diaconescu, the other approach. In your country, very honest man. Și am venit în țara dumneavoastră să vizitez un vârf de la UNESCO. Romanian women are beautiful, but very ushurating. Iar femeile românce se usurează foarte ușor. The very fans are shooting my capace of the car. Zice că da cu care găsării capace. The privatization is deep mafia. S-a cumpărat un CD-ul cu mafia de la un privatizant. The investitor are not existence. Și nu crede în extraterestri. For your development. Iar mâine voi developa un film. I give you my support to begin. My support to begin. Zice, să-i băga mâna suportul de begin. My country give you $200 million. Țara mea vă oferă 200 de milioane de dolari. $200 million. Păi m-am oprit și o comisor de traducere. Yesterday I was in Washington. Așa, și? And I will talk with Clinton 6 hours. Am avut cu Clinton 6 ore. I propose your integration. Și apropo de integrare. Mr. Clinton say yes. În câte? 4. E Marea Uniune dintre Camii Europeane. I will go back to London tomorrow morning. Și am un copac în Londra să moară, mamă. But we see you again in September. Și ne vedem pe 15 septembrie. Excuse me, please. Dânsul vă roagă că și-a suflat mucii. Thank you. Vă mulțumesc că n-a ajuns până rândul 2. And goodbye. 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 Where is my chance? Hey, goodbye, hey. Dă-mă chance. Aplauze pentru ei! Aplauze pentru Flavius! Și Florin! Da? Se mai ținem acum. Ce se mai ținem acum? Suspans, încerc. Da? Bine, hai să mai ținem. Acum ce mai urmează? Nu mai știu, trebuie să Dorian... Dorin! Dorin Brâng, nu? Ce urmează acum, mă? Invitatul special, cine să urmeze?
Cine urmează? Cine? Vrem să-l invităm în scenă? Nu, mă aud! Să intre în scenă, Dorian! Popa! Aplauze! Hai, Dorian! În apărarea mea trebuie să vă spun că am întârziat pentru că am fost primit foarte frumos aici la voi. Numai domnișoare frumoase în spate, atât concurentele cât și cele de clasa 12-a. Și vă spun cu mâna pe suflet că la cele de clasa 12-a am voie teoretic să mă bucur mai mult. La boboace nu pot decât să zic că sunt foarte frumoase și să merg mai departe. Bună seara Teva, bună seara Ilia, bună seara România. Vă pup și vă mulțumesc pentru prezența mea aici, pentru că știu că se datorează în întregime vouă. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru fiecare subscribe și like și follow de pe Instagram și mă înclin în fața voastră și o spun a mia oară că fiecare artist ar trebui să știe că fără voi nu e absolut nimic. Eu sunt aici să vă distrez, sper să vă fac seara mai frumoasă și să ne simțim bine. Mă bucur că suntem foarte mulți. Sper să veniți și în fața aici pentru că eu vreau să fim așa aproape, să ne unim, să avem chimie. Nu este un secret că eu sunt aici în mare parte pentru domnișoare, chiar și doamne. Așa că pentru băieți, fiindcă sunt frații mei și am pe YouTube acolo 64% de băieți cu mine, armata mea, am adus două fete superbe care să ne bucure și lor ochii în această seară. Băieți, aplauze pentru Bianca și Bianca! Hăți! Hăți! Ele sunt fetele mele, noi suntem echipa Dorian Popa, iar în această seară scopul nostru este să vă facem pe voi să vă simțiți bine, să facem acest bal să vă rămână în minte și de ce nu să vă doriți să mai venim și altă dată. Nu mai stăm foarte mult la vorbă. Vreau să știu și eu ceva. S-au dat premiile, că nu prea auzeam din spate. S-au dat premiile? Miss și Mister după? Vreau să particip și eu. E imediat după mine? Bun, hai că dăm împreună premiile. Vreau să văd și eu. Vă mărturisesc. Sper să nu sune aroganță sau alaudă, dar este contextul. Și eu am câștigat Mister când eram și eu în tinerel și în forță. Așa că vreau să fiu aici pe scenă pentru că știu că pentru câștigători sentimentul este extraordinar. Bine, pentru toți participanții, dar în principal pentru cei care reușesc să și ocupe un loc, zic în felul următor. Ilia, o să înceapă prima piesă. Este un intro format din trei piese internaționale pe care eu sper să vă încălzesc așa, după care trecem la piesele mele, unde sper să cântați cu mine deja încălziți fiind de la intro. Pe intro ce rugăminte am? O mână sus, cine vrea să se copilărească în seara asta să se distreze. Și când începe beat-ul, facem stânga, dreapta. Play DJ și hai să vedem ce ne iese. Ilia, am înțeles că liceul se numește Silviu Dragomir, corect? Vă pup, dar eu o să vă zic Ilia, pentru că este mult mai sonor și o să se potrivească pe piese. Nu uitați, mânuța sus, hai cu muzica tare, DJ! A pornit de două ori, oprește un negativ, te rog. Două secunde, avem o mică defecțiune. Gata, și ridică. Și până sus, 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 sus. In the city of Ilia, yeah. In the city of Ilia, yeah, yeah, yeah. We keep it rocking, keep it running. Oh, Ilia, yeah, I'm busy. Să vedem ce se știe piesa asta care urmează. Așa va fi de una bună, rog de tot.
chestia asta. Ia, yeah, ia, yeah. Hai. Bun, hai cu negativ mai tare un pic. Zice așa. Ușoară și frumoasă pe care o știm cu toții. Și pe voi aici, primele rânduri, mă bazez la cântare, ok? Deci voi trebuie să fiți vocea, boss, John. Bun, trecem la lucruri serioase, ia să vedem, fiți atenți. Ghici, ghicitoare, dăm și mie puțin apă înainte de ghicitoare. Ghici, ghicitoare, sunteți pe fază? Este blond, nu vă grăbiți. Este blond, zice despre el că este chior. Merge cu taxiul și toate drumurile duc la el, cartofi la dofacă. Cine e? Nu, nu, stați, nu așa se face treaba. Deci, dacă vreți să aud și să sune și frumos, că poate vedem un filmuleț după aia și îi spunem că îl pupăm și îl iubim. Despre cine vorbim? Altceva, John. Au înțeles și părinții, care cred că deja sunt foarte supărați de cât de tare țipăm, dar eu mă bucur pentru că avem energie. Până în spate, de la mine și fratele WhatsApp, pentru voi, am auzit mai devreme remarca prezentatorului către una dintre concurente. Ai niște buze foarte frumoase.
și am țipat și eu din spate. Bu, bu, buze! Vă mulțumim foarte mult! Și acum, dacă s-a încălzit situația un pic așa, e lumea încălzită? Vreau să știu. În spate acolo e bine treaba, fetele, băieții, toată lumea. Băieți, atenție, apropo, vedeți că eu nu umblu cu cioară vopsită. Fetele vor avea momentul lor, vor dansa, halate vor sări, deci totul o să fie cum trebuie, da? Până atunci mai bucurăm domnișoarele, îmi pare rău pentru voi. Dacă venea o fată, era momentul vostru mai mult. Dar s-a nimerit așa, hâț! Și zic mai departe, pentru că am legat-o cu domnișoarele frumoase de aici, din Ilia. S-au zis toate domnișoarele, dacă știu refrenul ăsta, să-l cânte din străfundul flămânilor. DJ, play mă, bără!
astăzi vom avea multe piese. Vreți să mai stăm, da? Vă este cald? Vă este frig? Vă este foame? Vă este sete? Deci continuăm. Da, vă pot ce frumos să spuneți. Vă mulțumesc, vă iubesc. Știți, trebuie să vă spun ceva, e o mărturisire. Nu întotdeauna se întâmplă să fie așa chimie între public și artist. Din vari motive. În seara asta este ce trebuie, vă mulțumesc, Ilia. Nu e rău. Bun, cine aveți? Mare rugăminte. Domnul director, dumneavoastră, sunteți? Nu? Puteți să stingem un pic ăsta și toate luminile din sală, vă rog frumos. Cât mai multă lumină stinsă, dacă se poate, dacă se poate, dacă nu, vă rog frumos, toată lumea care are un telefon cu blitz și dacă are plăcerea, să ridice un blitz în mâna sus. Bun. Pentru că urmează unul dintre cele mai frumoase momente din concertul meu, pentru că urmează una dintre cele mai frumoase piese din Paris, în momentul că așa cum e să fie. O pup și o iubesc pe sora mea, Rubina, mă știe și mă rubi aici, ca să vă rețetă din mâini. Bun, acum am făcut o rogă. Eu mă bucur că am venit la voi, mă bucur că vă distrați cu mine, celorlalți să mă zic cu conceptul meu, așa frumos, solemn, cu mâna la câmpă, cum mi-a învățat la pata. Bună! Ce mai zici, Mia? Cicatrici pe suflet! Aleluia!
că iubiți și atunci când îi veți auzi numele veți zica, o piesă nebună, nebună de tot. Yeah.
genului, dar știu ce vreau să cânt pentru voi și cum vă simt așa că treceți la o piesă alta. Așa că acum cred că se potrivește ultimul meu single pe care l-am lansat alături de Amna și care am văzut-o la plăcut și am făcut ceva vizualizări și vă mulțumesc și oricum și voi vreți în casa. Are cea o treză de ce vrea, e într-o lună și fiind, este fantastic. Pe mucior pe ești, mai ridicat de mine, vă pentru voi, Ilia, și chiar și pentru cei care s-au jos pentru că sunt piese, piese și pentru dumneavoastră, piese mai mult pentru cei tineri, mai mult și ce scuze. Dar acum asta e o piesă pentru toată sala, simt chestia asta. DJ, am la fi doi acum, nu pot să mă uiți. Să vă dăm la mine. O să rog pe domnul DJ să pună și piesa mea, care este un pic mai tristă. Mai rar să am o piesă triste, dar dacă am și fac de când, pentru voi, cât aveți. Ca să facem o chestie mea, toată lumea mâine în față, așa, toată lumea mâine în față, toată lumea mâine în față. Și DJ-ul se pregătește să dea play la Starea Liberală. Play DJ! Voi ar fi aici, stau cu voi așa. Ne excel la ce zici. Tupă, 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 tupă.
ceva mai serios. Ceva mai sensual din starea asta de tristețe, de voi în ochii lor și tot așa serioși. Era mai vârstă când am venit, mi-am de la început am spus că scopul meu e să se fac, să se simtă bine, nu să-i pusesc. Așa că băieți, sunteți pregătiți, băieți? Băieți, sunteți pregătiți sau ați amărțit? Bun. Vă rog frumos, aplauzele și urarele dumneavoastră, stimați copii. Pianca și pianca fetele mele vă lansa, moment fete, play DJ! Ia să vedem, domnule, acuie! În totalitate, domnișoarelor și doamnelor. DJ, piesa trebuie să conțină ceva cu sexy. Dacă e cu sexy, e al nostru. Dacă e cu sexy, nu vrem. Dacă ai găsit ceva cu sexy, hai să vedem ce înseamnă sexy. Atunci când începe beat-ul, toată lumea trebuie să facă așa. Da? Toată lumea. Ia telefonul, John. O, așa. DJ, când ești gata, noi suntem cei mai gata. Ia să vedem. Two.
Încă o dată pentru voi, pentru că reacția întotdeauna este cea mai frumoasă la această piesă. Fanele! Dă-i DJ, cu bisul! Dă cu bisul noi! Ia, ia, ia! Dă cu bisul noi!
Sister se vor simți extraordinar după această seară. Vă doresc un an școlar extraordinar. Învățați bine, dar nu uitați să vă și distrați. Distrați-vă, dar nu uitați să învățați. Pentru că dacă vreți să faceți ceva în viață, trebuie să aveți ceva și în cap. Amin. Doamne ajută, seară frumoasă. Motherfucker. Mulțumim, doamne! Trebuie să vă văd. V-a plăcut Dorea Popa? Da, așa ce-o. Am plecat ca nebunul de pe scenă. Aplauze și pentru voi, bravo prezentatorilor. Și vă spun în felul următor. Eu am mulțumit, dar v-am mulțumit numai vouă. Este frumos să mulțumesc și primăriei și să mulțumesc și domnului director al Căminului Cultural pentru că m-a făcut această scenă. Vă mulțumesc pentru o organizare extraordinară și vă doresc distracție frumoasă în continuare. Oh, yeah! Hai, Dicior, hai, hai, bagă, bagă. Are microfon toată lumea? Nu plecați, nu plecați, hai! Stați așa că prezentăm Miss Boboc. Deci nu ieșiți din sală, că avem acum informații proaspete. Cu cum începem, Dicior? Cu locul 3? No, Miss... Fii atent, cum facem, fii atent cum facem. Invităm Boboc în scenă. Boboc în scenă, bun. Să intre concurenții, vă rugăm frumos. Aplauze pentru concurenții noștri. O să stau lângă ei. Haideți, mai cu viață, mai cu viață! Eu! Haideți, vă rugăm frumos, aplauze în continuare! Bun! Perechea cu numărul 4! Perechea cu numărul 4, aplauze, vă rugăm! Perechea cu numărul 6! Aplauze! Haideți cu energia, haideți cu energia! Dorea! Și acum, cine credeți că este Mister Popularitate? Bun! Ilia, sunteți pregătiți să aflați cine sunt Miss și Mister Boboc de anul acesta? Da, stați un pic să ne lămurim asupra unui lucru. Dacă spuneți cu jumătate de gură, așa nu mai spuneți cine a câștigat, John. Adică ori sunteți aici prezenți trup și suflet, să se simtă copiii ăștia iubiți, orice, orice. Vreau să aflați și da. Eu era să zic Iulia. Ilia, sunteți pregătiți să aflați cine sunt Miss și Mister Boboc? Da, ce faci, or? Bun, fii atent cum facem. Cu ce loc vrei să începi? Cu trei? Bun. Tu o să prezinți, o să spui așa frumos. Și în această seară, bla, 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 și o spun numele. Hai! Bun, cu ce vreți să începeți? Cu fetele să începem, nu cu băieți. Bun, ha, zi! Cine credeți că este Mister Popularitate din această seară? Cine credeți că este? Ilia, în această seară, Mister Popularitate este nimeni altul decât Oprișa Ciprian! Aplauze! Foarte bine. Cui vrei să-i mulțumești? Surorii mele, în primul rând. Am 100 de milioane și tuturor oamenilor de aici. Aplauze pentru Prișa! Cine credeți că este Miss Popularitate în această seară? Nu vă aud! Să fie Petronela? Să fie Asmina? Miss Popularitate din această seară este Petronela Pădurea! Aplauze! Invers! Petronela, hai aici! Hai aici!
patrocinatorilor din ZAM? Da, mai ales lor și în rest pe toată lumea. Aplauze pentru Ionuț! Cine credeți că este locul 3 la fete? Ia să vă auzim, Ilia, cine e locul 3? Cine să fie? Să fie Denisa? Peligrad? Visorca Mătălina? Locul 3 la fete este... Iasmina Sima! Felicitări, Iasmina! Mulțumesc! Dar cine vrei să-i mulțumești? Tuturor susținătorilor mei! Aplauze pentru Iasmina! Și acum, cine credeți că este locul 2 la băieți? Cine? Andra! Andra, am auzit din public! Andra! Locul 2 la băieți este nimeni altul decât... Vitic Sebi! John, tu ești locul 2 în această seară. Aplauze pentru Vitic Sebi! Mănânci cartofi, motherfucker, how, Barosane! Cum te simți în această seară? Foarte bine! Cui vrea să-i mulțumesc? Tuturor! Aplauze pentru Sebi! Cine credeți că este locul 2 la fete? Sebi! Să fie Mădălina? Să fie Bianca? Să fie Alexandra? Locul 2 la fete este... Alexandra Ostrovean! Dar nu ești fericită? Aici. Felicitări, Alexandra! Mulțumesc! Cui vrei să-i mulțumești? Aș vrea să mulțumesc, în primul rând, Mărinei Șurca, care a făcut tot posibilul ca acest bal să fie perfect. Tuturor! Mai doi relații la astea de-a 12-a te povenești. Aplauze pentru Alexandra! Și locul nu este... Stați un pic, Ilia, Ilia, stați un pic, stați un pic. Stați un pic, Ilia. Vreau să aud la 3, 2, 1 și un singur... Mamă, ce tare a fost care a zis. Fiți atenție. La 3, 2, 1 și serios, acum fără glumă, un nume pe care majoritatea din această sală îl vede câștigător al Mister Bobov. Stați! Stați! 3, 2, 1 și... Mamă, John! Acum... Nu știu, dacă sunt unii care sunt mai atenți, zâmbetul meu, cred că m-a dat pe față că știu despre ce e vorba. Dar nu vă mai țin foarte mult de vorbă și vă zic în felul următor. În această seară, Mister Boboc 2017 al liceului Silviu Dumitru Dragomir. Băi, dar stai că îl cheamă și Dumitru și Dragomir, îți spun eu că îl cunoșteam. Bun. În această seară, Mister Boboc este Flavius Floroi! Flavius, vă rugăm frumos, este momentul lui. Cum te simți în această seară? Cum ești, Mister Boboc? Perfect. Cui ai vrea să-i mulțumești? Tot tuturor susținătorilor mei, dar cel mai important ar vrea să-i mulțumesc, Mălinei Jurca. Aplauze! Și acum...
asta așteptam și eu. Ilia, cine credeți că este Miss Popor 2017? Cine credeți că este? Ba da, să înțeleg că... Cine credeți că este? Sunt unii foarte populari pe aici, prin concursul ăsta. Deci, fiți atenți, încă o dată ca să se audă frumos. În caz că mulțimea dorește, poate se și potrivește. La 3, 2, 1 și spunem un singur nume. 3, 2, 1 și... John, eu am auzit un singur nume, sincer. Și cred că ăla este cel pe care l-am și citit acolo, așa că te rog să faci introducerea. Miss locul 1 la fete, ediția 2017-2018 este... Andra Asa! De ce nu sunteți împreună? Pentru că nu suntem. Ați vrea să fiți împreună? Nu. Am văzut, atât a trebuit. Ați văzut cum s-a uitat la ele înainte să răspundă? Deci, hop, am prins ceva. Bun, stai așa. Liniște, vă rog frumos, e un moment foarte solemn. Tu ai vrea să fii cu Andra? Nu. Nu-i dar meu. Stați un pic să-l antrenez. John, când eu zic, tu vrei să fii cu Andra, tu zici, da, ești nebun, cum ce frumoasă. Bun, încă o dată, vrei să fii cu Andra? Vrei să fii cu Flavius? Da, iubirea vieții mele. Aplauze! Tot fetele astea deschiață toată situația, bă, băiatul. Aplauze pentru Miss și Mister, încă o dată în această seară, Andra și Flavius. Vă mulțumesc, vă iubesc, că sunt Dorian Popa, toate cele bune, Doamne ajută! Aplauze! Vă așteptăm